Un incendiu masiv de vegetație uscată a cuprins parcul Ior din capitală. 10.000 de metri pătrați au fost mistuiți de flăcări. Fumul dens a cuprins întreaga zonă și a putut fi văzută chiar de la marginea capitalei. Anchetatorii susțin că la fața locului a fost un incendiu masiv, iar oamenii care au vorbit cu jurnaliștii au spus că incendiul a fost pus intenționat. Unul dintre cele mai mari și frumoase parcuri din capitală a fost din nou victima flăcărilor. Incendiul a izbucnit în partea retrocedată a parcului Iore. Este al doilea incendiu în doar câteva zile. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, vegetație uscată și arbori. Incendiul a izbucnit în jurul orei 12 și a fost localizat în aproximativ jumătate de oră. Focul a mistuit mai multe hectare de teren, iar intervenția pompierilor a fost una dificilă. A fost nevoie de 5 autospeciale de stingere. Ardere cu flacără deschisă violentă și degajări mari de fum. Nu cunoaștem date la momentul respectiv, pot să vă precizez că au fost două focare diferite, unul de aproximativ 17.000 de metri pătrați și unul de 3.000. Am intervenit cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Locuitorii din zona au ajuns la limita disperării. Sunt mâhniți de incendiile tot mai dese în parc și spun că acesta ar fi fost pus intenționat. E pus de cineva, că n-are cum să nu ardă așa. Cred că de ăștia care tot îl vrea să-l iei, să ridice blocuri pe el. E cineva care face așa ceva. Cred că a treia oară. Sau a patra oară, păcat de parcul ăsta, că a fost un parc bun. E posibil așa ceva? Adică se vede din avion că oamenii încearcă să-și curățe locul. Spuneți că eu cred că a fost intenționat. Cum vă explicați că vinerea trecută a mai fost un incendiu și acum două săptămâni încă unul? Eu nu pot să înțeleg decât lucrul ăsta, da? Că cineva are interes să curețe locul. Atât. Întâi au otrăvit copacii să-i usuce și acum le dă foc. Nu se vede clar că despre asta e vorba? Au fost trei focare în același timp astăzi. Nu mai poate să zică nici ISU că e de la o țigară. În ultimii ani, 10 de incendii au izbucnit în parcul Iore din motive încă necunoscute. În urmă cu două săptămâni, un bărbat de 48 de ani, acuzat că ar fi pus foc, a fost arestat preventiv.